Să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 1 și să citim, începând cu versetul 1, câteva versete, să ascultăm. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Citim versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Înțelegând cât de importantă este învățătura cu privire la Domnul Isus, cu privire la persoana, la identitatea Domnului Isus, am ales în această dimineață și în alte întâlniri care vor urma acesteia, din când în când, să avem învățătură cu privire la persoana Domnului Isus, cu privire la identitatea Domnului nostru Isus. Când suntem în părtășie, când suntem la cina Domnului, e fundamental să înțelegem cine este Isus. E fundamental să înțelegem ce a făcut El pentru noi și care este planul lui de mântuire pentru sufletele noastre. Dimineața aceasta vom aprofunda trei aspecte distincte. Se rog pe praț să expună punctul pe care l-am pregătit. Trei lucruri distincte vom scoate în evidență. Vom vorbi despre existența eternă a Cuvântului, a Domnului nostru Isus. Și aici este o întrebare foarte importantă. Cum a apărut Domnul Isus? De unde este Domnul Isus? Ce putem spune pe marginea acestui subiect? Întrebarea a doua, la care ne vom referi, ține de. Identitatea lui Isus. Cine este Isus? Este El Dumnezeu? Putem să spunem că Isus Hristos este Dumnezeu ca și Tatăl, ca și Sfântul Duh? Și sigur vom vorbi ceva despre prezența Domnului Isus a Cuvântului printre noi. Am citit un loc din scriptură foarte, foarte important. Este debutul Evangheliei după Ioan, progul Evangheliei după Ioan. Și în pasajul acesta, ni se spune, revenim asupra acestui text, ni se spune așa. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Citind aceste locuri din Biblie, nu putem să nu ne întrebăm cine este cuvântul? Ce reprezintă el? E trecut în traducerea Cornilescu cu majusculă, Cuvântul. Cine este cuvântul? Versetul 14 ne răspunde la această întrebare spunându-ne Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Punând împreună versetul 1 cu versetul 14, înțelegem că prin cuvânt, Apostolul Ioan înțelege pe Domnul Isus. Cuvântul este Domnul Isus. Este Domnul Isus înainte ca să se întrupeze. Înainte ca să vină printre noi, născându-se din Fecioara Maria, el a avut această identitate de cuvânt, cuvântul, logosul, binecuvântat să fie numele lui în vecii vecilor. Uh vom merge mai departe și trebuie să punem aici o întrebare. Ce înțelegem prin existența eternă a Domnului Isus? Domnul Isus există, este viu, slăvit să fie numele Lui în viac. Întrebarea este de când există? A apărut părerea dreptul unora care susțin că Domnul Isus este făcut, că El este fiu, și ca fiu are un început. Dumnezeu este tată, Domnul Iisus este fiu. Uite aici, în fața mea, este atât uh, de sami, Dumnezeu l-a binecuvântat cu copii. Cum îl cheamă pe fecior? Așer. L-ai avut înainte să-l faci? Nu. nu. care mai bătrân? Tata sau așer? Sami sau uh, așer? Tata sau fiu? Pe logica aceasta... Arius, un diacon din Biserica Creștină din Alexandria, în anul 318, a ținut o predică în care îi învăța pe oameni că Domnul Isus este mai tânăr decât Dumnezeu, că Tatăl l-a făcut, l-a născut pe Domnul Isus și până să-l nască Domnul Isus nu era. Și abia după ce Dumnezeu Tatăl l-a născut, după aceea putem vorbi de existența Domnului Isus. Este corectă, din punct de vedere biblic, această înțelegere sau este o erezie pe care trebuie să o respingem cu fermitate? Este o erezie pe care trebuie să o respingem cu fermitate. Domnul Isus nu are început al zilelor. Domnul Isus este etern, binecuvântat să fie numele Lui în viac. Domnul Isus există din eternitate, înainte de întrupare, înainte de veci. Biblia ne spune că Domnul Isus a creat toate lucrurile, inclusiv timpul. Pasajul pe care noi l-am citit ne spune că toate au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Timpul este creat, așa după cum creat este și spațiul. Imaginați-vă, vă rog, că obiectul acesta pe care îl țin în mână ar fi Universul. Și în obiectul acesta, în interiorul Universului, sunt cuprinse toate planetele, toate stelele, toate galaxiile, totul este cuprins aici în interior. Și planeta noastră Pământ. Și luna de pe cer. Totul este aici. Și că Dumnezeu ține în mână Universul, din afara Lui, așa cum eu țin în mână obiectul acesta. Trebuie să reținem că timpul este și el creat de Dumnezeu. Și spațiul este creat de Dumnezeu. Distanța dintre planete, dintre stele, este creată de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut timpul, Dumnezeu a făcut spațiu, Dumnezeu a făcut materia, Dumnezeu a făcut lumea spirituală nevăzută, cu tot ce cuprinde ea, toate sunt create de Dumnezeu și cuprinse în ceea ce numim creație. Și creația, și-a imaginați-vă că este băgată în obiectul ăsta. Dumnezeu o ține în mână. Când spunem că Domnul Isus este etern, El este în afara Universului. El n are început al zilelor. El este începutul oricărui început. Că Domnul Isus a făcut timpul, vă rog, a dovadă biblică, aduceți-vă aminte ce a vestit profetul Isaia despre el. Cum va fi numit Părintele cui? Veșniciilor. Părintele veșniciilor. Dar dacă am citit, creatorul timpului. Părintele veșniciilor. Creatorul veșniciilor. El a făcut. Așa sunt lucrurile. Cum să spunem că Isus Hristos are început în timp câtă vreme El a creat timpul? El este în afară. Existența lui este eternă. Sigur că eternitatea Domnului nostru Isus se referă doar la Divinitatea Sa. Existența eternă a Domnului Isus nu se referă la umanitatea Sa. Ca om, El există doar după ce s-a întrupat. Și la vreme potrivită vom vorbi despre întrupare și probabil că o să fie mai potrivită chiar decât la Crăciun. Și atunci o să vorbim. Existența eternă a Domnului Isus se referă la divinitatea sa, căruia este părtaș împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt din totdeauna. Fără început și fără sfârșit. Aceasta trebuie să spunem despre cine este Domnul Isus. Și acum întrebarea e, se poate dovedi biblic că Isus Hristos există Înainte ca El să se întrupeze? Că este veșnic? Haideți să încercăm câteva argumente din Sfânta Scriptură. Argumentele acestea au o mare însemnătate și le găsim în Biblie. Primul argument foarte important ține de originea cerească a Domnului Isus. După Sfânta Scriptură, Domnul Isus, mai înainte de a veni la noi pe Pământ, întrupându-se, El era în cer. Ioan, capitolul 1, pasaj pe care l-am citit, spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, el era la început cu Dumnezeu. E limpede că e cu Dumnezeu înainte de a începe creația. În Ioan, capitolul 3, versetul 13, este scris că Isus Hristos este cel care s-a coborât din cer. În 3 cu 31, cel ce vine din cer este mai presus de toți. Și în Ioan 16, cu versetul 28, Domnul Isus a spus: Am ieșit de la tatăl și am venit în lume. Sunt câteva afirmații din scriptură care arată originea cerească a Domnului nostru Isus. Pe lângă aceasta, găsim încă un argument foarte important, o apariție în Vechiul Testament o apariție care ridică semne de întrebare cu privire la identitatea ei, și anume Îngerul Dumnului. În Vechiul Testament găsim arătați foarte mulți îngeri în diferite feluri și lucrări, dar această prezență este distinctă. Când citim traducerea în limba română, observăm că în dreptul acestui înger numele este trecut cu majuscule. Oare de ce? Interpreții, traducătorii au pus cu majuscule numele acestui înger. El poate fi observat făcând niște lucruri separate și distincte de cele ale celorlalți îngeri, lucrări și activități care îl asimilează cu Dumnezeu. Îl aseamănă cu Dumnezeu. Spre exemplu, în Geneza 22 cu 11, Vântul Domnului ne spune că Îngerul Domnului a strigat din ceruri și a zis Avrame, Avrame. Iată, a răspuns Avram, Îngerul a zis să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că acum văd că știm acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai coruțat pe fiul tău pentru mine. Păi când a mai vorbit un Înger creat de Dumnezeu așa? oprește-te, văd că te tem de Dumnezeu, că n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine. Cine ceruse lui Avram să jertfească pe Isaac? Dumnezeu. Și cum a zis Dumnezeu? Să-l aduci ca jertfă pentru mine. Iar acum acest înger spune, mie mi l-ai adus. De unde deducem că acest înger se identifică pe sine cu Dumnezeu? Apoi, îngerul Domnului primește închinare. Nu odată, în Vechiul Testament, apar texte în care ni se arată că oamenii cărora li s-a arătat acest înger au fost copleșiți de prezența lui și s-au închinat înaintea lui. Sigur că oamenii s-au închinat și în alte situații îngerilor făcuți de Dumnezeu, dar spre deosebire de aparițiile în care închinarea este adusă îngerului Domnului, în celelalte situații, îngerii refuză să primească închinarea. Sarcarși! Și spun: Închinați-vă lui Dumnezeu, noi suntem slujitori ca voi. Spre deosebire de acești îngeri, îngerul Domnului are o reacție cu totul diferită. El acceptă închinarea. Și nu numai că acceptă închinarea, dar binecuvântează pe aceia care îi dau închinarea, îi binecuvântează uzând de identitatea sa divină. Și apoi confirmările se arată prin evoluțiile care au fost puse în evidență. Deci faptul că acest înger al lui Dumnezeu primește închinare ridică semne de întrebare cu privire la identitatea sa divină. Cine-i oare? Găsim apoi că acest înger este diferit, se face diferență între el și Dumnezeu Tatăl. Avem texte în care ni se, este subliniată distinția aceasta. Spre exemplu, când s-a arătat aceste femei cu numele Agar, îngerul Domnului o întreabă. Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Deci îngerul Domnului spune, nu te teme, că Dumnezeu alt, a auzit glasul copilului. Distinția aceasta o găsim și în alte locuri în Vechiul Testament. Și atunci, punând împreună aceste informații, rezultă că acest înger al Domnului din Vechiul Testament... Declarat Dumnezeu, separat totuși de Dumnezeu Tatăl, cine este atunci? Nu găsim alt răspuns decât Isus înainte să se întrupeze. Domnul Isus, înaintea întrupării din fecioara Maria, manifestându-se ca Dumnezeu alături de Tatăl și în alte locuri a Vechiului Testament, alături de Duhul Sfânt. Deci e o dovadă că Isus este înainte de întrupare. Binecuvântat să fie în numele Lui. Găsim apoi în cuvântul Lui Dumnezeu că mărăturiile profeților din Vechiul Testament subliniază existența sa eternă. În această privință, doar un singur text, Mica 5 cu 2. Și tu, Betleeme, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se suie până în vremurile străvechi, până în vremurile veșniciei. Iată cum se zice despre Isus care urma să se întrupeze. Ioan Botezătorul a afirmat că Domnul Isus este înainte. Întreb, succesiunea cronologică a activității lui Ioan, cum poate fi pus în relație cu Isus? Care a venit primul? Ioan sau Isus? Ioan a venit primul și apoi în urmă a venit Isus. Dar vorbind despre ceea ce nu se vede, punct de vedere al acestei cronologii, Ioan zice așa, El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. La ce se referă oare? Existența sa eternă? Iisus afirmă despre sine aceleași adevăruri. Spre exemplu, când a vorbit despre Avram, Domnul Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, ce a zis? eu sunt. Oamenii l-au înțeles foarte bine, l-au criticat pentru asta și au zis, dar tu n-ai nici 50 de ani și cum spui că tu l-ai văzut pe Avram și că ești înainte de Avram? Domnul Isus, chiar prin aceste afirmații, subliniază identitatea sa divină, existența sa eternă. Celelalte locuri din Noul Testament, din uh, epistolele Noului Testament, subliniază foarte bine identitatea divină uh, și existența sa eternă. Spre exemplu, epistola către Evrei, scaunul tău de domnie Dumnezeului este în veci de veci. Iar apostolul Pavel în 1, cu 1:17 spune: El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin el. Binecuvântat să fie în numele Lui. Aceste dovezi din Biblie pe care l am citat și peste care am trecut așa repede, puse toate împreună, dovedesc învățătura Scripturii cu privire la faptul că Isus Hristos există înainte de întrupare, din vecii vecilor, El făcând și veșnicia. El a făcut veșnicia, El a făcut timpul. Numele Lui să fie lăudat. În numare, astăzi, apropiindu-ne la cina Domnului, gândindu-ne la Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume și s-a întrupat pentru noi, a murit pentru noi și numele Lui este răscumpărare pentru sufletele noastre, trebuie să ne gândim la El ca la Dumnezeu Creator. Dumnezeu prin care au fost făcute toate și care alături de Tatăl și de Sfântul Duh este vrednic de închinare. Binecuvântat să fie în numele Lui! Cu privire la natura existenței eterne a Domnului Isus, îngăduiți-mi să subliniez două sau trei lucruri. În primul rând, Domnul Isus, Logosul, Cuvântul, există ca persoană. El există ca persoană. Adică are simțăminte, rațiune, voință. El a fost înainte de întrupare așa cum e Tatăl, și așa cum l-am cunoscut din Evanghilie, când a vorbit și a simțit și a avut milă o persoană. Isus nu a devenit persoană când s-a întrupat din Maria. Isus este persoană din totdeauna. Și de asemenea, este împreună cu Tatăl, coetern cu Tatăl. N-a fost nicio secundă în care Isus să nu fie. Și înainte de a, mai, de a fi secundele, înainte de a fi creat timpul, timpul e creat, ne vorbim de veșnicia trecută. Veșnicia trecută există numai în matematică. Veșnicii, timpul are început, numai Dumnezeu nu are început. Că în viitor e eternitate, asta e altă parte. Poate că aici matematica e bună. Dar în ce privește timpul, el este creat. Iisus Hristos este coetern alături de Tatăl. Și cuvântul domnului ne învață că Isus este și consubstanțial, adică împărtășește aceeași fire, aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl, fiind o potrivă cu Tatăl. Și acum întrebarea care merge mai departe și după momentul acesta o să vorbim despre identitatea divină a domnului Isus, dacă domnul Isus există din veșnicie. Dacă veșnicia este opera lui ce a făcut el înainte de întrupare? Ce putem găsi în Biblie? Cuvântul Domnului ne spune că alături de Tatăl este Creator. Ioan așa declară și suficient acest text: "Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el." Când zice că a fost făcut totul prin el, observăm că nu i singur nu spune toate le-a făcut singur, ci toate au fost făcute prin El. Tatăl, Fiul, Duhul și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Nu există ceva creat și Isus să nu fi participat. Și toate se țin în ființă prin El. El are activitatea de între, întreținător a Creației. El ține împreună lumea. El ține la oaltă atomii legați între ei ca să formeze materia și din interiorul atomului ține împreună electronii pe orbită. Și cercetătorii fizicieni merg și mai adânc și caută și acolo și observă și acolo lucruri neînțelese de rațiunea umană. Toate le ține împreună El, Iisus, slăvit să fie în numele Lui. Corpul nostru este ținut împreună. Viața, El dă viață. Cuvântul Domnului ne spune că Isus, în identitatea sa preîntrupată, a revelat pe Dumnezeu. A avut această activitate de revelare a Dumnezeirii. Și, tot înainte de întrupare, îl găsim ca înger al Domnului. Însumând toate aceste lucruri, stimați frați și surori, este bine să fie fixat în sufletul nostru pentru totdeauna adevărul că. Isus Hristos nu e creat. Isus Hristos nu e făcut. Isus Hristos n-are început, El este fără început, este Dumnezeu alături de Tatăl, alături de Sfântul Duh și existența Lui merge înaintea întrupării sale, înaintea creației, fiind din totdeauna alături de Tatăl și alături de uh, Duhul Sfânt. Amin. Hai să facem următorul pas. Este Isus Hristos Dumnezeu sau nu? Sigur că după predicația asta de învățătură va trebui să discutăm un pic despre niște texte delicate. Și o să le vină vremea. Dar să nu începem cu problemele. Hai să începem mai bine cu certitudinile. Care ar fi argumentele pe baza cărora spunem că Isus Hristos este Dumnezeu? Primul argument, Biblia afirmă că Isus este Dumnezeu. Argumentul numărul 2, Domnul Isus este descris ca având atribute ale divinității. Mai mult, Isus afirmă despre sine că este Dumnezeu. El este conștient că este Dumnezeu și face aceste declarații cu privire la propria sa persoană. E nefiresc, un pic neobișnuit. Și cărturarii din vremea lui au observat acest lucru și au zis, vezi, vorbești despre tine însuți. Nu stă bine să vorbești despre tine însuți. să spui eu sunt. Așa vă că ei și să spune ei. Dar Domnul trece peste aceste sensibilități pentru că fiind Dumnezeu trebuie să facă această afirmație. Numele și titlurile pe care Domnul Iisus le deține confirmă divinitatea sa. Activitățile pe care ele se vârșește de asemenea întâresc divinitatea sa. Și un argument foarte frumos al șaselea, Iisus acceptă închinarea. Haideți să le luăm pe rând. Primul argument. Biblia afirmă că Isus este Dumnezeu. Unde? Va spune cineva. Probabil că ați interacționat cu oameni care neagă divinitatea Domnului Isus. Vin cu revistă sub braț, încep să ne bată la ușă și să ne lămurească cum că Isus Hristos este creat. E un înger mai mare. Iată ce scrie în cuvânt. Uitați-vă la acest pasaj. La început am stabilit că Isus este cuvântul. Și atunci am citit așa. La început era Isus. Și Isus era cu Dumnezeu. Și Isus era Dumnezeu. E clar? E foarte clar. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Este foarte clar. Următorul loc. Ioan 5 cu 18. Iudeii căutau să-l omoare pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său. Și au zis ce observă Ioan. Și se făcea astfel de potrivă cu Dumnezeu. Întreb, Iisus s-a făcut pe sine de potrivă cu Dumnezeu? Totuși, nu e o pretenție prea mare. Iudeii au zis, e prea mult, nu mai suportăm așa ceva, omul acesta e vrednic de moarte. De Iisus și-a luat lumea în cap când a zis că este Dumnezeu sau ce este adevărul? Ce este adevărul? următorul text Ioan 20 28 Domnul Iisus în vie se arată ucenicilor, se arată și lui Toma, copleșit de puterea pe care a văzut-o și de slava Domnului Iisus Toma a dat slavă lui Dumnezeu, ne spune cuvântul, că a căzut cu fața la pământ și a răspuns: Domnul meu și Dumnezeul meu. Putea să zic că Domnul meu și atunci aveau dreptate și martori. Dar a zis și Dumnezeul meu. Iar Isus nu-l corectează spunându-i, Tom, oprește-te. Prima parte e corect. Dar a doua, Dumnezeu e numai Tatăl. Nu. Ci acceptă această afirmație și pe lângă faptul că Domnul Isus o acceptă, notați vă rog că după câțiva zeci de ani, apostolul Ioan consemnează asta în Evanghelie, ca să știe toți oamenii că Isus Hristos este Domn și Dumnezeu și vrednic de închinare. Următorul text. Evrei 1 cu 18. Iată cum vorbește apostolul în locul acesta despre Isus, Fiul lui. Cine este fiul? Domnul Iisus. Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule. Îl numește Dumnezeu, Biblia pe Iisus. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Încă un text, Ioan 5:20. 20. Vorbind despre identitatea lui Iisus de fiul al lui Dumnezeu, Ioan scrie așa. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Isus Hristos, Fiul Lui. Și acum urmează ce am subliniat. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. La cine se referă propoziția, fraza asta? Tăi să fii orb. Și dacă ești orb, auzi, tot pricepi. Dar dacă și poți vedea cu ochii vântul, El, adică Iisus Hristos, Fiul Lui, El este Dumnezeul adevărat. Așa este numit. Dumnezeul adevărat. Și viața veșnică. N-ar fi fire să spunem că Dumnezeu Tatăl e Dumnezeul adevărat. E fără logică. Toată lumea știe că Dumnezeu Tatăl e Dumnezeu adevărat. Că Biblia începe declarând Dumnezeirea lui ta. La început era Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Nimeni n-a pus sub îndoială că Dumnezeu Tatăl e Dumnezeu adevărat. Iscuția aici a fost că Isus nu e Dumnezeu adevărat. Și acum eu am face clar, zicând de la sfârșitul epistolei. De aici încolo să știe toți. Isus este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Încă un text. Mai sunt multe, am ales doar acesta ca ultim. Tit spune așa. Cităm versetul 13. Harul lui Dumnezeu arătat prin Isus, acum în versetul 13, ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei. Vă să observați cum este definit aici Domnul Isus. lui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. Cine trebuie să vină? A cui venire o așteaptă biserica? A Domnului Isus, Care, deci Isus Hristos, putea să spună arătare slavei lui Isus Hristos. Era corect. Dar Apostolul Pavel, mâna de Duhul Sfânt, simte că trebuie să sublinieze identitatea Domnului Isus. Și despre el afirmă două lucruri. Că este Dumnezeu și că este mântuitor. El vine. Isus Hristos este Marele nostru Dumnezeu și Marele nostru Mântuitor. Așa este învățat și afirmat de Apostolul Pavel. Iată, dar, dovezi ale divinității Domnului Isus. este primul argument doar. Afirmațiile Bibliei. Afirmații direct. Haideți să vedem o a doua categorie de argumente care uh, se pun în evidență când cercetăm învățătura cu privire la însușirile Domnului Isus, la atributele Domnului nostru Isus. Ca cineva să poată fi socotit Dumnezeu, trebuie să aibă însușirile lui Dumnezeu. Nu poți să spui că cineva e Dumnezeu dacă nu se califică având însușirile lui Dumnezeu. După Scriptură, atributele specifice Dumnezeirii sunt la număr 5. Primul, hai să le punem aici toate, se bată. Primul este eternitatea. Despre asta am vorbit. Adică trebuie să existi înainte de orice. Și existența ta să nu depinde de nimeni și de nimic. Nici de tată, nici de mamă, nici de context, nici de mediul înconjurător, nici de resurse, nici de nimic. Trebuie să fii în tine. Autosuficiență. Eternitate. Omnipotență. Adică să poți tot. Să nu existe nimic în afara puterii în afara puterii. Iisus Hristos este atotputernic, așa citim în textele pe care le avem aici, mai sunt și altele. Omnisciență, adică să cunoști tot. Iisus este descris ca știind ce este în oameni. Eu știe trecut, prezent, viitor. Și aici o să întrebe cineva, și atunci, cum e textul cu privire la venirea Domnului, a cărui zi nu știe nici fiul și numai tatăl. Asta altă dată. Nu. Acolo trebuie înțeleasă, ca să facem doar o mică paranteză, condiția întrupată a Domnului Iisus în statutul lui de fiu chemat să respecte ce a zis tatăl că-i de spus. Și tatăl a zis, așa a spus Iisus, tatăl a păstrat sub stăpânirea sa vremile și soracele. Asta nu-i de spus. Dar cu detalii și argumente altă dată. Altfel, Iisus Hristos este prezentat că știe tot. Prezent, pretutindeni. Nu există niciun loc în care Mântuitorul să nu fie. Și ce e frumos, Ioan 3,13, 13, este că el vorbește cu Nicodim și îi spune așa lui Nicodim, Nicodime, nimeni nu s-a coborât din cer, sau nimeni, nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel care s-a coborât din cer adică fiul omului care este în cer. Isus îi spune așa lui Nicodim, Nicodim, eu sunt fiul omului și uite-te bine la mine. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât. Adică eu, fiul omului, care îți vorbesc și care acum sunt în cer. Te uiți la textul acesta așa, Riese din el clar că Iisus Hristos afirmă că simultan este în fața lui Nicodim și este și în cer. Prezent pretutinde. De aceea noi îl chemăm în Sibiu și îl cheamă și alți cărincioși în Africa sau în America și acolo, simultan. Îl chem eu acasă, în șelimbăr și dumneavoastră, în Șura Mare și simultan, amândoi. Prezent pretutinde. E Dumnezeu și nu se schimbă imobilitatea. Orice schimbare are loc în bine sau în rău, în cel privește pe Domnul Isus, nu există posibilitatea ca El să fie mai bun decât este și nici mai puțin bun. Unul s-a grăbit și a zis, nu poate fi mai bun decât îi, dar nici mai rău. Să nu folosiți expresia așa, asta e cursa a Nu poate fi mai bun, dar nici mai puțin bun. El este desăvârșit, este perfecțiunea numele Lui să fie lăudat. Iată, dar, stimați frați, aceste argumente subliniază că Isus Hristos este, are atributele Dumnezeirii. Argumentul numărul 3. Domnul Isus, după cum citim în cuvânt, așa, Domnul Isus a afirmat despre sine că este de deopotrivă cu Tatăl și că El este Dumnezeu. Prevința aceasta, uitați-vă câteva texte. Ioan 10, 30. Eu și Tatăl una suntem. Ioan 15 cu 18 spunea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea pe sine egal cu Dumnezeu. Să scrie Evanghelia. Iisus spunea că Dumnezeu e tatăl său și se făcea pe sine egal cu Dumnezeu. Să o vadă toți. Asta a crezut Iisus despre sine. Apoi, tot în Apocalipsa, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Iisus face această afirmație despre sine. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tăi și cel de pe urmă. Ca această afirmație să o găsim în Apocalipsa 1 cu 8, pusă în dreptul lui Dumnezeu Tatăl. Exact la fel. De unde se înțelege limpede că Isus Hristos afirmă despre sine că este Dumnezeu. Este conștient cu privire la acest adevăr. Următorul argument ține de titlurile și numele pe care Domnul Isus Hristos le deține, le are. Aceste desemnări, denumiri ale Domnului Isus subliniază de asemenea divinitatea sa. El este mărturisit Dumnezeu, am arătat asta, Fiul lui Dumnezeu, sunt așa de multe texte care subliniază acest adevăr, El este Domnul, este vredic de închinare și este Mântuitorul. În aceste patru afirmații, desemnări, denumiri, titluri, este descrisă identitatea lui Isus. Sigur, mai sunt și altele, dar astea se leagă în mod direct de divinitatea sa. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul. Așa îl descrie Biblia. În urmare, când ne rugăm, putem să ne rugăm Domnului Isus. El este Dumnezeu, El ne ascultă, numele Lui să fie lăudat. Să subliniem argumentul numărul 5, Isus se vârșește lucrări care implică divinitatea. El face acțiuni, activități pe care numai și numai Dumnezeu le poate face. Prima acțiune, Domnul Isus participă la actul creației și la ținere în ființă. Asta numai Dumnezeu poate face. Domnul Isus iartă păcatele oamenilor. Cine poate ierta păcatele oamenilor? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Iar în identitatea sa în divină, Iisus Hristos iartă păcatele oamenilor. Când a spus odată unui om bolnav, fiul iertate sunt păcatele, cum au reacționat oamenii care l-au auzit? Și n-au putut primi asta. Deci cum vorbește omul acesta așa? Nimeni nu poate să ierte păcatele în afara lui Dumnezeu. Au știut bine? Au știut foarte bine. Nu știți ce n-au știut? Că între Dumnezeu, Tatăl și Domnul Isus este egal. Asta n-au știut. Și asta urma să afle. Isus iartă păcatele. Domnul Iisus dă viață. El este creatorul vieții. El întreține viața. El dă viață. El e viața oamenilor. Așa citim în Evanghelie. Că El e viața, El lumina. Isus este judecător în ziua de apoi. El are ultimul cuvânt în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Se vor înfățișa toți oamenii, întreaga creație, ca să dea socoteală. El este judecător și el este mântuitor. Cuvântul Domnului ne prezintă această identitate a lui Isus de mântuitor. Și acum, ultimul argument cu îngăduința dumneavoastră. Și apoi ne apropiem de cina Domnului. Isus a acceptat închinarea cuvenită numai lui Dumnezeu. Domnul Isus este vrednic de închinare și a acceptat închinarea când i s-a dat închinare, care de altfel este dreptul lui Dumnezeu. Răsfoind cuvântul, evangheliile, putem observa de atâtea ori că au venit la el oameni și l-au numit un învățătorule. Iisus nu a contrazis, era învățător. Și nimeni nu s-a potignit când i s-a zis rabi. Erau mulți alții recunoscuți ca învățători. I-au zis fiul omului. De fapt, nu. Singurul care a spus despre sine că este fiul omului este Isus. Dar asta e altă predică, altă dată. I-au zis fiul lui Dumnezeu. Și Isus a recunoscut. Alții au zis Domnul meu. Dumnezeul meu. Și s-au închinat s-au plecat în fața lui, au căzut cu fața la pământ înaintea lui, i-au adus rugăciuni, i-au cerut îndurare, i s-au închinat. Toate aceste acțiuni subliniază că Isus este Dumnezeu. Frații mei, să stabilim câteva lucruri. 1. Singurul care merită închinare este Dumnezeu. 2. Orice ființă creată de Dumnezeu, de bun simț, și care și-a păstrat demnitatea și alegerea și a stat recunoscându-l pe Creator, nu a acceptat în dreptul lui închinare niciodată. Nici o ființă creată de Dumnezeu, înger sau om drept, om muritor, când cineva, cine știe din ce pricin, s-a aruncat în fața lui confundându-l cu Dumnezeu, nu a acceptat asta și o să rica ars și au zis să vă închinați lui Dumnezeu. Suntem slujitori ca voi. N-au acceptat închinarea. Este doar pentru Dumnezeu. Niciun înger drept, niciun om drept n-a acceptat închinarea. Isus o acceptă. Mai este cineva pe fața pământului care o acceptă? Mai este cineva? N-a nomerit. Diavolul. Demonul. Demonul, diavolul însetează după închinare, o dorește, caută să amăgească oamenii să-i se închine, inventează religii, păgâne, erezii, nimicitoare, tot felul de ideologii false în spatele cărora se ascunde ca oamenii acceptând acele lucruri de fapt să se închine diavolului. Exact ce a spus Apostolul Pavel. Neamurile când slujesc idolilor, de fapt slujesc dracilor. Și demonii cer închinarea. Dumnezeu o merită, oamenii drept și îngerii sfinți o resping, chiar dacă cineva din greșeală le-a dat-o, o resping și o pun în seama lui Dumnezeu, Isus o acceptă, satana o acceptă. Și acum trebuie să răspundem la o întrebare. Socotind că Isus primește închinarea, avem de ales una din două variante. Eram odată într-un autocar. Călătoream din Sibiu spre Viena. Erau oameni puțini. Mai în față am auzit ceva vorbă între niște persoane, erau acolo două doamne și a treia, și între ele vorbeau despre Dumnezeu. M-am tras și eu aproape și am băgat de seamă că discută despre cine este Domnul Isus. Mi-am dat seama repede că era o doamnă de la Martu Hova care insista că Isus Hristos nu este Dumnezeu. Celelalte femei căutau să îi se opună, dar nu cu spor prea mare. Am intrat și eu în vorbă și am să îmi permite să ascult și eu. Și doamna asta a zis cu, cu plăcere. Și n-am zis nimic decât am ascultat să văd ce are de spus. La un moment dat am intervenit, ce-mi permiteți o întrebare și a spus da. Spuneți-mi, vă rog, Ați vorbit de iertarea păcatelor. Cine poate ierta păcatele? Cine are dreptul să ierte păcatele? Și a zis numai Dumnezeu, așa este. Da, rugăciune, cui putem adresa? Să lui Dumnezeu. Da, închinare, cui putem aduce? Numai lui Dumnezeu. Așa este. Vreți că ne înțelegem. Da? Numai Dumnezeu e vrednic de astea. Stimată Doamne, a întrebat -o. Iată ce de fapt am vrut să vă întreb. Dumneavoastră să spuneți că închinarea este numai pentru Dumnezeu. Și în același timp recunoașteți că Isus Hristos a primit închinarea. Mai știm din Biblie că și diavolul primește închinarea și o cere obraznic. Și acum întrebare pentru dumneavoastră. În ochii dumneavoastră, Isus cine Dumnezeu sau diavol? Că e clar că primește închinarea. Și numai una din două poate fi: oi Dumnezeu și o primește pe drept, oi demon și înșală lumea. Cine e Iisus pentru tine? Pentru mine, Doamne, a spus, Iisus Hristos este Dumnezeu, ca și Dumnezeu Tatăl și ca Sfântul Duh și de-aia de închinare. Așa că nu mai te amăgi pe tine și pe alții zicând că nu-i Dumnezeu. Iar răspundem de ce o primit închinare dacă nu-i Dumnezeu. s blocat. Nu mai era și în aia pe care fusese iasă învățată. Mutat-o pe altă linie. Acolo o rămas. S-a blocat. Și a zis, domnule, nu știu, o să întreb. A luat perdeaua așa a tras așa peste cap și a uitat pe geam și nu mai vă să ne bage în seamă. Faptul că Iisus Hristos primește închinare arată clar că El este Dumnezeu. Însumând aceste argumente, șase la număr, afirmăm cu tărie că Iisus Hristos este Dumnezeul nostru. Și acum, în încheiere, a venit la săi. Și aisei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Îl primim pe Domnul Isus? Îi recunoaștem mărăția, slava, numele. N-am spus prea multe despre venirea lui în lume, despre scopul venirii sale în lume. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Știți ce este cinea Domnului de astăzi? Este un ecou al divinității sale și a întrupării sale. E printre noi. E cu noi. Putem comunica, putem să-i trăim prezența, să auzim cuvântul, putem să fim în cu el. El a zis, acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu. Se dă pentru voi. Cuvântul este printre noi, slăvit să fie în numele Lui. Și mă mergând de această dimineață la cină, vă chem cu această înțelegere. Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, din vecii vecilor și mai înainte de a fi veci, creatori a timpului, mai înainte de a fi creația, au făcut un plan de mântuire. A văzut tot un avans. Și a văzut și ziua aceasta. Și că suntem aici. Și eu cred că a văzut și nevoile cu care venim. Și ce este frumos este că el n-a văzut doar întrebările, ci a văzut și răspunsurile. N-a văzut doar crizele, ci și soluțiile. N-a văzut doar problemele, ci și izbăvirea. Și așa închinăm înaintea lui reținând că este Dumnezeu etern, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu față de care te poți apropia. Amen!